Pe masă aveți? Oreo! Oreo! Oh, eu vreau să-l găsesc. Pentru aceasta veți avea un timp limit de 30 de secunde. Și noi începem! Haideți! Ce rapide sunteți voi! Victor, bună, să nu prea să-mi fie. 30 secunde e foarte, foarte puțin. Aveți încă 13 secunde. Serios? Da! Nu e ca la provocarea cu vloggerii, 5 minute. 4, 3, 2, 1, gata! E foarte scurt timp, așa? Da! Așa. Așa că vrem să vedem desenele. Acesta este desenul meu. Acesta e al meu. Și acesta e al meu. Așa. Și cel care va decide a cui desen a câștigat va fi Victoria, deoarece îi desenează foarte bine și ea va fi, va alege cât cea mai corectă, așa? Da. Și acum să vină în platou, ca în televiziune. Acesta este originalul și Victoria, cum crezi, care din aceste patru desene este cel mai reușit? Eu cred că acesta, pentru că mai mult seamănă culoarea cu originalul. Deci, așa, un albastru mai închis, da? Da. Și acest desen este al cui? Al meu! Al cui? Al tău! Da. Wow! Bravo, Victoria! Eu vreau să vă pot câștig eu. Eu n-au orice culoarele, că nu aveam timp, dar frumos în numele, așa? Și pachetul de Oreo se duce la Liviu. Ok, trecem la runda cu numărul 2! Aceasta, ei vor trebui să desenieze. Și deschideți ochii și vedeți care este obiectul. Ambele, da? Ambele. Așa, adică tu dai startul, hai. Deci, acum. Așa, e nevoie să zicem. Țigări nu desenăm, Cornel. Asta nu e țigară. Nu. Gata, timpul a expirat. Wow, wow, frumos. Să vedem desenele. Wow. Wow. Asta e desenul meu. Eu cred că Victoria poate citi. Wow. Astea sunt cele lungi, cred că. Prea subțiri, îmi pare că nu. Wow. Mie îmi place, am și eu careva favorite, dar să vedem ce va zice expertul nostru, Victoria. Să o chemăm. Victoria. Spune, care după părerea ta este cel mai aproape de original? Eu cred că mai mult acestea. Acestea sunt prea mici, cele prea lungi, cele parcă seamănă pe carioci, nu știu ce, dar mai mult acestea. Ok, acestea, da? Da. Și care sunt, care este autorul acestei picturi, acestui, nu știu cum să-i zic, ok. Tu, Olguța? Mhm. Deci, runda cu numărul 3. Să înceapă acum. Și începeți acum. Serios, am văzut. Da. Și să vedem ce fac aici. Wow. Mama, mama. Gata. Gata. Băi, mi s-a făcut poftă la așa desene. Hai să le vedem. Acesta este desenul meu. Acesta este al Jasmine. Parcă am mâncat din el. Ok, deci punem aici, le amestecăm. Amestecați-le. Și expertul poate să vină. Mi-e foame. Care? E greu ca un... Toate sunt frumos desenate, așa? Totuși o să aleg pe acestea. Da? A cui e acesta? A cui? Al meu! Al tău, Liviu, vai! Al doilea probleme. Nici fericire! Provocare, Liviu, să învață să deseneze, da? Da! Ia, nu știu, gustos, mă pregătesc că la video, dar cum mănânci tu? Eu nu mă supăr pentru că... Eu nu mă supăr oricum pentru că mie nu era poftă de pizza. A, deci ești un destrăitos, mă, bizimitare. Mie era poftă. Mă, să vreau măcar frumos să dau lui cineva.
Super! Bravo! Super! Mergem mai departe? Da! Și acesta este următorul produs. Voi sunteți gata? Mm-hmm. Pictorii să deschidă ochii. Wow. Și la 3, 2, 1 să înceapă! Câtă concentrație, câtă... Vedeți, nu încurcați culorile gumilor. Aaa, de ce nu-i curc acolo? Așa. Gata! Al meu. Așa, am eu o părere cu privire la desenul ăla acesta. Și acesta. Wow. Ce mai frumos e al meu. Ok. Am pus foile pe masă. Le-am amestecat așa ca să nu înțeleagă Victoria care și acolo este. Și să o chemăm Victoria. Victoria, acestea sunt desenele. Și vreau să vedem cum ei se îngrijorează după. Cine vrea tare tare gume, 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 gume. Spune, care dintre ele, patru, este cel mai reușit desen? E greu, așa? Da. Din patru telecomande sau cum? E greu să alegi unul. Telecomandă colorată, da? Da. Eu o să-l aleg pe acesta. Wow. Eu zic că mi-o scrie. Uite ce e, cum om. Eu sunt o ție, bine? O gumă. Oricum eu n-o smid. Așa, oricum așa arăt la smidă. Ok, trecem la rândul următoare. Hai, hai. Wow, ce este aceasta? Vă puteți schizi ochii și să vă uitați, că eu tot nu înțeleg. Eu știu ce e asta. Asta e... Nu știu nici ce e asta. Ok. Sunteți gata? Da. 3, 2, 1, hai! Suntem la geometrie. Așa. O, culorile acestea îmi par cele mai reușite. Dar vedem. Expertul, de data aceasta nu sunt eu. Gata! Dar cât timp unde ați făcut voi, nu înțeleg eu. Așa. Amin. Liviu. Pe jumătate. Cornel. Ai mâncat de acolo. Așa. Apoi să încoaștem. Hai. Victoria, hai, poți să vii. Hai. Victoria, tu până când alegi eu, eu vreau să filmez fețele acestea încântate de nu știu ce. Da, e deja am ales. Hai, spune, care este? Pe acesta. Cuie, ia mie! Da, Jasmine! Te bucuri? Nu! De ce? Sunt acest jeleu! E iute! E iute, da! Nu! Vrei să costați? Hai, te bucățică! Hai! Te bucățică! Jasmina se împarte cu voi! Ai vrei să-ți tragi un pum! E foarte iute, deja? Da. Ei, da, eu am mâncat, parcă și nu era iute. Dar eu știam că sunt iute și am țiat ce mai e. Și mă gândeam, mă uitam, poate părea că e prea frumos deja. Cum ați nu câștig eu? Super! Eu cred că în această rundă au câștigat băieții, ei au mâncat. Bun, și noi trecem la runda următoare. Și acesta? Este următorul lucru pe care ei vor trebui să-l, să-l deseneze. Așa, deschizi ochii. Ce e asta? Înghețată cu jeleuri. Mm-hmm. Dar mă nu Vă veți răcori puțin dacă veți câștiga. Exact, pentru voi trebuie, pentru limba voastră care acum... Așa, sunteți gata să vă răcoriți? Da. 3, 2, 1, hai! Să vedem. Băi, la iuțeală trebuie să-l lucrați mai repede, dar văd că nu știu, nu ați iuțit tare. Gata! Aaaa, gata! Deci,
Acesta e desenul meu. Așa. Wow! 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 Bucușiliu! Wow! Wow! Altul era aici! Ok! Bun! Haideți să chemăm expertul! Expertul! Expertule! Victoria, hai, este o decizie foarte grea, cred eu. Cele sunt prea frumoase ca da. Să... Da. Mie cel mai tare îmi place acesta. Dar tu decizi, eu nu sunt expertul de data aceasta. Cine este câștigătorul? Acesta. A cui? Ia-ți înghețata. Întreabă pe vecină. Și cum am? Nu dau să fac cum o luată. Vă fac poftă, vă. Ia uitați-vă, e cum. Așa răsucești. Și ea iese. Parcă e un da, sticul, da? De clei uscat. De ce clei ăsta e? Lipici uscat. Și-mi place? Sunt cu de jileu. Când am mănânc toată înghețata, a jileu. Vreți voi? Nu, ei nu vor, ei... Copilul lui meu, de ce știți? Foarte bună. Trecem la ultima rundă. Ultima, da? Să trecem atunci. Aha. Acesta este obiectul. Hai, deschizi ochii. Hai, eu vă dau voie să luați câte un marker, câte un creion în mână. Ce drăguț ești tu. Așa. Și gata? Le-ați luat? Ei, băieți, ce faci? Luați câte un... Nu începi să țină, doar luați în mână. Hai. E unu. 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 3, 2, 1, hai! Cine vrea tare, 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 Kinder, Kinder, wow, wow! Wow! Detaliile contează! Da, se vede că vreți tare acest ou ușor. Să fi fost 4 ou ușoare, poate știi, nădăjduiați că se va împărți. Gata! Liberatul primul! Hai, la rând eu! Liviu! Corne. Eu cred că am șansă. Da. Foarte mari șanse. Și Jasmina tot mari șanse are. Nu așa de mari ca... Nu așa de mari ca la mine. Bun, acum puneți-le pe masă. Hai, amestecați-le între ele. Hai, expertul! Victoria, acestea sunt ouășoarele Kinder. Seamănă foarte mult cu originalul. Sau originalul seamănă cu ele. Hai, spune, cu care seamănă originalul? Acesta. Rotund. Dar unde cu durul acesta? Asta e jumătate de ouă aici, parcă văd jumătate. Ia uitați mai bine, ești contorul. Văd numai. Ești contorul. A, eu trebuie să fie albă. Suntem cu lupa de uitat. E din ce-am văd. Dar eu am așa aici o picătură, dar eu. Deci, ce să faci? Expertul a decis că acela este cel mai aproape de original. Și Cornel fericit, în loc să-l mănânci și se joacă. Abonați-vă la noi, puneți like și ne vedem în videoclipul următor. Pa, pa! Pa!